Iața, Mr. Foc pe zonă, am primit bine meritat o concediu de care am vorbit în vlogul trecut și acum urmează, mai exact peste 2 ore, să mă duc la tren. Abia aștept. Am un tren, un autobuz de schimbat. Mă duc într-o țară străină și eu, să văd și eu lumea. E greu să te trezești dimineața la 4. Dar e ok, pentru că de data asta nu m-am trezit să mă duc la lucru, m-am trezit pentru mine. Și amu să vedem ce vreme îmi prinde. Teoretic zice canicula, pe păi nu știu unde vine. Ce să vă mai spun? A fost stres mult ca să-mi organizez tot căcatul ăsta de 3-4 zile cât o să dureze tripul meu, dar sper să merite cât m-am strofocat. Total o să am undeva la 7 zile lucrătoare și 4 zile de weekend de concediu, deci 11 zile. 11 zile în care nu aud de lucru. Ioi, Doamne. Se întâmplă odată, pa, Doamne, nu știu, nu ne merităm și noi concediu ăsta, că după un an de lucru, cine Dumnezeu mai poate? Merim. Ne auzim când ajung la tren, mai filmez una alta, când ajung acolo. O să fie fain. O să fie fain. Ne auzim. Nu vă spun în ce țară străină mă duc. O să vă las pe voi să ghiciți de data asta. O să fie unii în secțiunea de comentarii care știu deja unde mă duc, dar sunt puțini aia care știu. De fapt, numai aia de la lucru știu, că la altcineva n-am zis. Și vreau să văd câți o să ghicească, mai ales pentru grupul de mesi, o provocare asta. Vreau să văd câți o să ghicească în ce țară m-am dus. O să încerc să filmez cât mai puțin tăblițele să nu se vadă în ce limbă și cum și... O să încerc să filmez în așa fel încât să fie cât mai greu de ghicit. În caz că comentează careva la videoclip dintre aia care știau deja că unde mă duc, comentariul va fi șters, vă spun de pe acum, tocmai ca să văd dacă ăștia din grup de la mine, după conexiuni artistice, o să ghicească unde mă duc. După bine meritatul concediu, bineînțeles, o să revină și piesele mai greu, dar o să vină. O să vină ele. Deocamdată am niște treabă cu vlogurile. So, ne auzim. Și ieșim din căsuță. Aici avem biletele și aici avem geamantele. Mă rog. Două agenți, atât. O să ne ajungă.
Și am ajuns în sfârșit la hotelul mult dorit. Am prins o ofertă mai ieftină decât a fost pe internet. Stai să pășesc aici, că nu mi-am pus. Așa. Bă, super. A fost un drum. Wow. Am dat de oameni faini pe tren. Nu m-am plictisit. Am povestit. Am ajuns la prima destinație în jurul orei 12, că am stat mult la vamă. La a doua destinație am ajuns în jurul orei 1 jumate. Am dat din niște oameni faini. Un român care stă cu o rochereță de aici, din țara respectivă. O să vă dați voi seama care e țara respectivă, dar nu o să vă spun decât dacă vă dați voi seama. O să aprob dacă cineva o să ghicească în ce țară îs. Și bă, super, am dat din niște oameni nota 10. Acum îs cazat, îs ok. E timpul să mă odihnesc și eu, că am avut o noapte foarte rea. Gen, n-am putut să dorm decât 2 ore din cauza nerăbdării. Abia mă așteptat să vin, să ajung, să fiu ok, stres, drumuri, alea. Am fost foarte stresat pentru că neavând roaming, neavând posibilitatea să-mi cumpăr cartelă în țara asta, am aflat recent că nu am posibilitatea să-mi cumpăr o cartelă, m-aș fi descurcat foarte greu fără internet să ajung unde am ajuns și da, am dat de oameni așa fain, ne-am distrat, am râs. În hohote, pe jos, în lacrimi. Probabil mâine o să apuc să fac și cu ei vreo 2-3 filmări, poze, etc. Asta în cazul în care o să reușesc, în cazul în care nu, asta este. Bă, ce vreau să vă spun, mâine o să ajung la atracția turistică pentru care am venit de fapt. Mâine o să filmez mai mult, mâine o să fie mai puțin despre mine și mai mult despre atracția turistică pentru care am venit. Atracție turistică care necesită minim 12 ore pentru a vizita tot. E o atracție turistică pentru care au venit bulgari, slovaci, polonezi, arabi, tot felul de naționalități am văzut în hotelul respectiv. Și chiar e o treabă pentru care de 2 ani de zile am zis că bă, am să o fac, am să o fac și uite că am făcut-o. Am ajuns aici, îs ok. Acum mai trebuie să treacă încă o noapte din nerăbdare. Și dimineața la 8 o să pornesc spre locul unde trebuie să ajung. De la 9 dimineața se poate intra. Mâine încă o zi plină de filmări, după aia luni, iarăși e o zi plină de filmări, pentru că luni e pregătirea spre a pleca către casă, unde acasă vlogul continuă, deci să nu credeți că a scăpat cu o jumătate de oră sau o oră de vlog, nu scăpați cu atâta. Vlogul va continua pentru că mai urmează alte chestii de arătat, cum ar fi barajul din Baia Mare. Deasupra lungiului Fermezin, care au fost goliți și se curăță. Deci, dacă ați auzit cumva reportajul ăla fals că barajul ar fi secat în urma căldurilor, nu e adevărat și cine e de acolo știe, nu seacă atâta apă de la căldură, pentru că sunt foarte multe tone de apă acolo și nu are cum să sece barajul. Hai să ne înțelegem. Și vreau să mai fac niște chestii în concediu ăsta, gen concediu ăsta durează, cum spuneam, 7 zile lucrătoare și 4 de weekend, deci sunt 11 zile în care vreau să fac multe chestii, în care vreau să fac vlogul ăsta să fie printre cele mai lungi de pe canalul meu.
Sper să nu depășească totuși 2 ore, că nu știu cine o să se uite atâta. Și o să mă duc la magazin să-mi cumpăr un suc sau ceva, că mi se ate. Și o să mă pun la șom, deși acum stai să văd la voi. La voi e 5 jumate, aici e 4 jumate. Trebuie să mă pun la somn pentru că eu azi noapte n-am dormit. Pe tren n-am putut să dorm ca să nu greșesc cumva și așa era să greșesc. Obosarea și-a spus cuvântul la un moment dat și l-am căzut lat o oră de vreme de somn. Dar ora aia a fost cât am stat la vamă, deci nu a fost problemă. Șeful a zis că o să mă întoarcă la vamă înapoi, că în buletin nu am barbă și în realitate am barbă și o să zică că cine știe vreau să-mi schimb înfățișarea, să fug din țară sau ceva. Țin să menționez că s-a uitat urât un pic la mine domnul polițist de frontieră, pentru că da, păream dubios cu barbă și în buletin fără, dar a fost ok. Am povestit și cu un ucrainian care mi-a povestit despre războiul din țara lor și citez, au spus că there is no reason for war, everybody's just still asking why, but no one has an answer, and you can't talk about war because you're going to jail. Și a mai spus că sunt peste tot forțe militare a lungul graniței cu Rusia, nimeni nu înțelege de ce. Toată lumea fuge, toată lumea se duce în... Acum ăsta a plecat spre Londra și a aplicat pentru, nu știu ce au zis, cum a explicat că nu mai am înțeles și n-am înțeles. Avea o engleză mai ciudată. A aplicat online și a putut să meargă. Toată lumea fuge, deci nu stă nimeni în Ucraina, milioane de oameni au fugit și mai urmează pentru că războiul nu se termină, pentru că până la urmă nu e nici măcar un război, pentru că ei spun că nu au voie să vorbească despre război, e o operațiune specială. O operațiune specială în care convoie de tancuri să plimbă și nimeni nu le vede începutul sau sfârșitul, deci sunt coloane infinite de tancuri. Și da, omul era dezamăgit. Îmi povestea cu lacrimi în ochi ce e acolo. Și avea și o familie, avea un copil de 2 ani și o nevastă. Și îți dai seama că omul, na, nu stă pe mâinile însă să vadă că familia lui suferă. Omul se duce și își face ce are de făcut. I-a dat jos pe ucraineni la un moment dat de pe tren, dar i-a lăsat să urce înapoi, probabil i-a verificat bagajele, nu știu ce s-a întâmplat. Totul e ok, acum sper că a ajuns la destinație. Ei s-au dus cu trenul până într-un anumit punct de unde au luat avionul. Și eu, la urma mea, am ajuns, sunt ok, sunt bine, aștept ziua de mâine cu nerăbdare, deși strop de oboseală. Nu mai pot, sunt terminat. Am crezut că o să filmez mai mult astăzi, dar n-am avut când, că a fost ocupat să râd pe burtă și pe coate, că n-ai cum. Și sper să am ocazia mâine să vă arăt cu ce bolunz am dat eu aici întâlnire. Ne auzăm mâine dimineață. În cazul în care nu vreți să vă uitați în continuare, dați pe fast forward sau închideți vlogul, nu mă interesează. Și pentru șmecherașii de sub pod de la Târgu Mureș, care de 3 ani de zile îmi comentează aiurea la vlogurile mele, bă, liniștiți. Mă doare fix. Nici nu mă doare. Vă urez o zi plăcută. Neața. Am dormit un pic ieri după masă de la 7 până în dimineața 7. Am dormit 12 ore. Am fost extenuat de la drum, de la
Și acum urmează să mă duc la atracția principală pentru care am venit. Să ne auzim cu bine! Thank you.
O zi.
legközelebb. Salutare după o zi plină. Acum urmează să pornesc încet spre tren și să mă duc acasă. Nu că mai am chestii de făcut în concediu ăsta. A fost o experiență unică să văd animale pe care doar la televizor aș fi avut vreodată ocazia să le văd la câțiva centimetri de mine și să le văd în fiecare postură, în postură de atac, în postură de odihnă, de joacă, de
reproducere, că ați văzut în videoclipuri că se întâmplă și treaba asta. Am avut ocazia să văd babuini care, în ciuda faptului că sunt doar niște maimuțe, cum am spune, veneau să ne aducă de mâncare coji de măr și coceani de măr. A fost ceva, wow. Urangutanul care își trăgea gluga pe cap pentru că era cald și l-a băgat un hanorac în... avea acolo un hanorac de joacă și l-a băgat în apă și l-a tras pe cap. Culmea că tot atunci se întâmplă evenimentele mai faine când rămâi fără baterie la telefon. Pentru că am filmat de dimineață până după masă în continuu și am făcut la poze de m-o zăpăcit dracu. Și am rămas fără baterie pentru că am filmat și 4K și asta descarcă foarte repede bateria unui telefon. A fost o experiență unică, m-am distrat, am avut oameni lângă mine cu care m-am distrat, n-am fost singur. Și vreau să vă spun că merită, dacă aveți vreodată ocazia să veniți la această grădină zoologică din Nirea Jhasa, pentru că e imensă, îți ia o zi să revezi, să vezi această grădină zoologică, pentru că la un moment dat e plin printre cuși, printre animale și unele animale sunt ascunse. Iar când te reîntorci, le vezi, pentru că ele ies între timp și zici, wow, nu, stai că pe aici poate n-am mai fost, pentru că nu știi, degeaba ai harta, pentru că nu știi, e imensă. Îți ia cam 6-7 ore să vezi grădina zoologică, dar cum spuneam, îți ia toată ziua, pentru că unele animale nu le vezi, stau ascunse de căldură, mai ales în perioada asta anului când temperaturile aici sunt între 33 și 40 de grade. Am avut parte și de o mică ploaie ieri noapte. A fost ok, s-a mai răcorit vremea spre dimineață, am avut ocazia să văd animalele pe care mi le-am dorit. Un singur lucru am ratat pentru că nu am știut cum funcționează treaba, am ratat spectacolul cu foci. Dar am reușit să filmez o focă totuși și am rămas uimit. Deci era o focă de aproape 2 metri care înota la câțiva centimetri de mine, deci singurul lucru care ne despărțea erau eu și sticla și dincolo de sticlă era foca care era imensă. Îmi cer scuze pentru bâlbâieli, e emoționant ce am trăit eu ieri. Și bineînțeles că după aia am ieșit la o bere, dar n-am ajuns acasă repede pentru că n-am în povești una alta, trece altfel timpul și nu realizezi noțiunea timpului cum trece. Și la un moment dat mi s-a făcut foame, mi-am găsit o pizzerie, am comandat o pizza și am ajuns acasă aseară în jurul orei 8 jumate. Dar atât am fost de obosit că mă las somnul instant, deci nici să mănânc n-am apucat tare mult. Eu mi-a fost foarte somn. Mâncarea este extrem de ieftină, adică comparând cu țara noastră, e mult mai ieftin aici. Deci, ca să mergi undeva și să te relaxezi în halul ăla, cum am făcut eu ieri aici, sigur în țara noastră nu ți ajungeau banii cu care m-am descurcat aici. Și chiar nici nu credeam că o să mă descurc cu forinții, pentru că la un moment dat aveam temerea asta, oare o să mă descurc, oare nu o să mă descurc, că cine știe cum sunt prețurile, ce, cum, nu le știu socoti, dar m-am descurcat până la urmă, foarte fain, nu e așa greu pe cum pare. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Și mai urmează. Bine, ce urmează nici nu se compară cu ce a fost. Deci, ce urmează e fix, fix, chestii mici. Dar asta cu grădina zoologică chiar a fost ceva ce merită și
Dacă aveți ocazia cu familia sau singuri, e super. Am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți oameni, ucrainieni, români, arabi, tot felul de naționalități, deci e plină grădina de oameni. Ceea ce am apreciat în special la această grădină zoologică este la câțiva kilometri, totuși, la marginea orașului și e în pădure, deci e o pădure, e aer curat, te lovește, simți oboseala. La un moment dat te plimbi printre animale pe acolo și te uiți și vezi și wow, și wow, nu simți oboseala. În schimb, dacă te oprești să mănânci, o să resimți oboseala. Și în special când ai ieșit de acolo, deci atunci te lovește o somnolență puternică. A fost foarte frumos. Din câte ați văzut, animale exotice. Mă așteptam la unele animale, de exemplu, mă așteptam să fie mai mari în realitate. De exemplu, la o girafă mă așteptam să fie mult mai mare în realitate. Aparent nu e chiar așa uriașă cum o credeam eu. În schimb, am avut ocazia să văd și animale care mi s-au părut mult prea mari în realitate, cum ar fi fost bizonul mascul. Deci, uriaș, nu mi-aș fi dat seama că e chiar așa mare. Rechinii, iarăși, mi s-au părut destul de mici, cum spuneam, erau la câțiva centimetri între mine și sticlă și el. Și rechinul mi s-a părut destul de mic, dar probabil că nu poți să ții în captivitate un rechin de mărime naturală, deci totuși unul la 3-4 metri nu cred că îți permiți să-l ții acolo, dar totuși a fost ceva diferit. Diferiți șerpi, diferite tipuri de crocodili, aligatori. Am pălărit și o cămilă și la un moment dat mă urcasem pe cămilă după ce am plătit taxa de călărit. Era 1500 forint, deci undeva la un 17-18 lei la noi. Și când au pornit, au început să scuture cocoașele pentru că erau cămile cu două cocoașe. Și mi s-a făcut o frică, dar am zis, bă, dacă am plătit și dacă mor, nu mă dau jos. Și a fost, până la urmă, o experiență foarte faină. Gen că mi l-au început să scuture cocoașele și aștepta să o mângâi pentru că era obișnuit de la alții și de la copii probabil că îi mângâiau cocoașa și în timp ce îi mângâiai cocoașa nu se mai zbătea, nu se mai nu-și mai mișca cocoașele și se oprea, mânca, iar mergea, se oprea să bea apă și atunci în momentul în care s-a aplicat să bea apă, parcă te duceai și tu înainte, dar de fapt cămila îți menținea un echilibru oarecare ca să nu cazi, avea grijă de tine. Ce să vă mai pot spune? Vezi și animale comune, cum ar fi capre, nu știu, cai, vaci. Vezi și asemenea animale astea, nu le-am prea pozat pentru că vezi tu cum îi le vezi zi de zi, ești sătul, dar în momentul în care vezi ceva diferit, trebuie să imortalizezi momentul și orice s-ar întâmpla, chiar dacă mi s-ar strica telefonul și aș rămâne fără poze, amintirile nu mi le poate lua nimeni. Pentru că v-am spus ce am trăit eu aici, a fost wow. Am văzut și lupi albi hrănindu-se și mamă. Am văzut câine dingo, ceva ce n-aș fi crezut că o să văd iarăși în realitate. Nu-i foarte mare față de un câine obișnuit, dar nu-i nici la fel de prietenos ca un câine obișnuit. Tigrii mi s-au părut extrem, extrem de agitați. Mă refer la tigrii asiatici. Foarte agitați mi s-au părut, să plimba prea nervos, prea masculin în special. După faza cu peștii și faza cu foarte multe păsări, chiar am văzut niște păsări din nou pe care doar la televizor, deci
Mi s-a părut ceva și din contră am văzut și animale pe care nici la televizor nu le-am văzut vreodată. Și asta mi s-a părut și mai interesant, pentru că să vezi niște animale care, bă, te întreb ce dracu-i ăla și trebuie să stai acolo să citești, să vezi ce îi și ce face, e super. Am avut ocazia să mă plimb printre elefanți, niște elefanți australieni foarte mari, masivi. Deci te uitai cum se joacă cu un cauciuc de tractor de mărime foarte mare și părea ca o pană în trompa lui, deci o lua și o zvârlea și ce făcea. Și stai și te gândești că oare cum s-ar juca cu tine? Din câte știm noi, elefanții nu atacă oameni, dar s-au înregistrat și asemenea cazuri. Da, super. Eu sper din tot sufletul să pot să revin și la anul, pentru că e o experiență pe care aș vrea să o repet. Nu m-a lăsat cu nicio amintire neplăcută. Am crezut că nu o să mă descurc să ajung dintr-un loc în altul, pentru că aici nu poți să-ți cumperi cartelă pe telefon dacă nu ai rezidență aici. Eu fiind în concediu, îți dai seama că nu am. Dar iar roaming nu mi-am pus pentru că am zis că rezolv aici. Ei, eu n-am calculat treaba asta pentru că eu o să ajung în weekend și toate o să fie închise. Și n-am calculat treaba asta. Aici am greșit eu. Și până la urmă nu mi-am pus nici roaming. Nu, am zis, n-am internet, nu o să mă descurc. Dar m-am descurcat pentru că dacă întrebi, ți se răspunde, ești primit destul de ok. Își dă seama imediat un cetățean de aici, dacă stai de vorbă cu el, că ești român, deci își dau seama. Au un fel de exprimare mult mai politicos decât noi, cu de mult mai multe ori mai politicoși. Și încă o chestie ce am remarcat și care mi-a plăcut. N-ai să vezi oameni fumând pe stradă random și să vezi chiștoace pe jos. Ok, poate că vezi câteva, dar nu ca la noi. Și nu o să vezi oameni fumând random. Deci există locuri special amenajate pentru fumat. Foarte multe locuri interzis fumatul, deci nu. În gară, de exemplu, nu e ca la noi, știm că la noi în țară miroase a Prenadexa, bronza, dracu să le ia, aici nici într-un caz. Și vreau să spun că sunt niște oameni foarte cultivați, foarte, foarte politicoși, foarte generoși și nu credeam că am să fiu primit cu atâta căldură aici. Chiar mi-am făcut griji, zic, bă, mă duc între străini, cine știe cum o să fie, dar zic, hai că risc. Deși mie nu prea îmi place să risc. Și totuși am avut foarte mult noroc că cunosc limba, pentru că dacă nu cunoști limba într-o țară străină, ești mâncat. Am avut ocazia să... Când m-am cazat, erau niște polonezi în fața mea și săraca recepționeră nu știa nici engleză. Și îți dai seama că, na, i-am ajutat pe oamenii, le-am tradus ce-a fost de tradus. Dacă nu știi limba țării sau măcar engleza, ești mâncat, nu te descurci. Pentru că, hai să ne înțelegem, cu Google Translate nu rezolvi nu știu cât. Cu Google Translate îi nașpa. Și așa e, a sfârșit prima parte din concediu. Au trecut doar 3 zile, mă rog, asta e a treia zi, din care 2 zile pur și simplu, mă rog, o zi am pierdut-o pe drum, venind încoace o jumătate de zi și acum o să pierd cam toată ziua, că în 2 ore trebuie să predau cheia de la cameră și apoi să mă duc spre gară, unde doar după masa am tren, deci o să stau degeaba, nu prea am ce face. Acum o să urmeze și alte chestii, o să mai filmez, deci o să fie un vlog foarte lung, cred că deja au ieșit aproape o oră cu cât am până acum, dar nu e o problemă,
cât o fi, o să-l postez dacă trebuie pe episodie, dacă nu e ok și așa. Totuși, faza cu animalele m-a remarcat și dacă am ocazia, mă, nu știu cum o să stau pe timpul, că mi-am cam organizat deja următoarele zile ce am de făcut. Dacă o să-mi rămână timp, mai vreau să ajung la Salina Turda, pentru că și acolo îi ca lumea. Țin minte, eram mic când am fost și acum altfel aș percepe, fiind mare, probabil de atunci s-a mai făcut ceva pe acolo. O să vă arăt și barajul de la noi, care a fost golit de apă în scopul de a fi curățat, dar am auzit un reportaj când am venit în coace, mi-a arătat cineva cum că barajul ar fi fost secat din cauza căldurii, pentru că e prea cald și se evapora apa, nu, n-ai să vezi, e barajul ăla de atâția mari de ani și nu a secat niciodată, e prea multă apă ca să sece în halul ăla în care tu să poți să treci lacul ăla imens de pe o parte pe alta fără să fie un pic de apă pe jos. Și o să vă mai arăt niște chestii interesante, să sperăm că îmi va permite timpul și să sperăm că nu o să am probleme de sănătate ca să pot să mă deplasez dintr-un loc în altul. Probabil mâine va fi o zi de odihnă, pentru că după drum o să fiu obosit, clar. Bine, și mâine am un pic de deplasare. Să ne auzim cu bine. O să pornesc încet, încet spre gară și dacă se mai întâmplă ceva interesant între timp sau pe drum, o să mai filmez. Mulțumesc că v-ați uitat până aici, sper să vă uitați și mai încolo și vă spun, dacă aveți vreodată ocazia, vizitați acest loc minunat. Noi la noi în țară, dar merită. Și la noi în țară sunt locuri de vizitat, nu zic, da, merită, chiar dacă e în Ungaria. N-ar trebui să mai fim așa rasiști și să zicem că ungurii, că nu știu ce, pentru că suntem oameni până la urmă, știi? Indiferent că ești ungur, că ești român, că ești țigan, mă rog, aici o să mă abțin, că sunt foarte mulți care îți și răi, nu zic. Dar n-ar trebui să fie rasismul ăsta între... Ah, tu ești român, du-te în pula mea, sau tu ești ungur, du-te în ce am făcut, nu. Chiar merită și locul ăsta vizitat, indiferent că e deținut de unguri. Pace!